Bună seara, bine v-am regăsit în centrul atenției. Sunt Bogdan Papacostea, discutăm și astăzi despre ce ne doare mai tare. Dragii noștri, după cum bine știm, în România lucrurile de multe ori par să nu meargă, deși condițiile pentru ca lucrurile să meargă sunt îndeplinite. Ceva pe undeva scârție, ceva nu este bine, ceva nu e în regulă. Și atunci apare o întrebare firească. De ce se întâmplă asta? Oare suntem blestemați de istorie? Suntem un fel de ciobănaș mioritic înjunghiat însă nu doar de vecinii din stânga și din dreapta, ci de istorie în ansamblu? Se pare că explicația este ceva mai simplă, dragii mei. Vorbim despre o adevărată epidemie, dar nu despre epidemia obișnuită, cea cu care deja suntem familiarizați de un timp încoace. Vorbim despre epidemia de nepotism. Îi putem spune așa, deoarece cei mai importanți oameni politici ai țării au avut grijă să-și plaseze copiii, nepoții, acolo unde au văzut niște joburi grase și eventual pe termen nelimitat. Din păcate se întâmplă asta în România, iar acest subiect reprezintă o explicație pentru felul în care țara noastră nu reușește să evolueze așa cum ne-am dorit. În jurul nostru lucrurile se mișcă altfel, privim cu jind la lumea civilizată și ne întrebăm de ce noi românii trăim parcă sub acest blestem al unei continue înapoieri. Dar înapoierea are deci o explicație, cel puțin o explicație profundă. E vorba despre incompetență, e vorba despre impostură, e vorba despre felul în care oameni politici, nici pe departe strălucitori, aleg să-și plaseze puișorii în puncte cheie, în locuri cheie ale țării. Dar nu vorbim doar despre oamenii vizibili, vorbim și despre nenumărate personaje discrete. Oameni care nu sunt neapărat nepotul cuiva, dar poate că sunt prietenul cuiva, poate sunt persoana de încredere a cuiva și astfel ajung în posturi cheie în România. Așa ne, sau poate așa ar trebui să vedem lucrurile din această perspectivă, ca să ne mai mirăm că, de exemplu, direcțiile de sănătate publică nu funcționează, că alte instituții par gripate complet și nu avansează. Ca să vă exemplific, o să vă citesc și o listă dintr-un articol de pe Facebook, o listă numită Programul Odrasla pentru angajări la stat. Haideți să vedeți și dumneavoastră cam pe unde sunt plasate rudele, copiii, pe unde sunt plasați rudele, copiii celor mai vizibili oameni politici din România sau ale unor oameni politici care au trecut și ne-au afectat și nouă viețile, au trecut pe la vârful deciziei. Fiul premierului Viorica Dăncilă este consilier la Curtea de Conturi. Fiica lui Florin Iordache este angajată la Cancelaria Băncii Naționale. Fiul viteg al lui Teodor Meleșcanu este consul la Strasbourg. Fiica lui Nicolae Bădălău este director la protocolul aeroportului Otopeni. Fiica lui Petre Daia este angajată la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. Fiul lui Daniel Barbu este consul la Edinburgh. Fiica lui Mugurel Gheorghiaș, acționar Teldrum și coleg de facultate cu Dragnea, este consul la Torino. Fiica lui Adrian Țuțuianu, consilier juridic la Primăria Capitalei. Fiul baronului Dumitru Buzatu și al senatoarei PSD Gabriela Crețu, secretar de stat. Îl recomandă cunoașterea limbilor străine, se pare. Fiica senatoarei PSD Neamț, Emilia Arcan, vicepreședinte Agenția Națională a Funcționarilor Publici, cu rang de secretar de stat. Fiul lui Tudorel Toader, asistent la Universitatea Alexandru Ioan Cuza, deși codul de etică la universității interzice angajarea rudelor. Fiica lui Mircea Cosma, deputat PSD, după ce doi candidați s-au retras să-i facă acestuia loc. Fiul șefului PSD Neamț, secretar de stat în Ministerul Tineretului și Sportului. Fiul maiorului în rezervă, Petru Winzer, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe. Fiica maiorului în rezervă, fostului primar PSD din Dărmănești, directoarea Cancelariei lui Dragnea. Fiul lui Adrian Năstase, consilier în cabinetul de eurodeputat al social-democratului Cătălin Ivan. Fiica lui Traian Băsescu, europarlamentar. Fiica lui Sârbu, europarlamentar. Fiica primarului din Brașov, consilier în biroul de europarlamentar al liberalului Daniel Buda. Fiica fostului deputat de Doj, Mihai Surpățeanu, consilier în cabinetul europarlamentarului liberal Marian Jean Marinescu. Fiica fostului eurodeputat PSD de Bacău, Minodora Cliveti, consilier diplomatic la reprezentanța României la UE. Fiul fostului ministru Victor Paul Dobre, referent principal la Consulatul României în Chicago. Fiul lui grădinar Ilie Grădinar, zis Ilie Giga Caloria, ambasadorul României în Danemarca. Fiica lui Constantin Preoteasa, fost șef al Direcției pentru Protecția Copilului Gorj, secretar general în Ministerul Românilor de Pretutindeni.
Și mai sunt, desigur, nume aici, am obosit să le citesc, este doar o mostră infimă, desigur, care arată de ce suntem unde suntem în anumite privințe. Țara este căpușată în puncte cheie de oameni care nu au competența, nu au căderea morală, nu știu ce au de făcut. Îi vedem acolo pe toți fiii, pe toate fiicele, pe toți nepoții și, desigur, pe toate cunoștințele unor oameni despre care știm prea puțin. Este, desigur, doar o explicație. Dar mergem mai departe. Un articol interesant astăzi pe europaliberă.org, un articol care ne-a atras atenția, se cheamă așa articolul exclusiv, angajată SRI la 19 ani, lector la Academia SRI la 26 de ani, expert la Autoritatea Electorală Permanentă la Stockholm la 32 de ani. Ingrid Bicu s-a ocupat la alegerile parlamentare din 2016 de implementarea votului prin corespondență pentru cetățenii din afara României. Ingrid Bicu are 33 de ani și reprezintă România ca expert la Institutul Internațional pentru Democrație și Asistență Electorală, Stockholm. Toate costurile privind cazarea, diurna, salariul și transportul sunt suportate de România prin Autoritatea Electorală Permanentă. Cariera lui Ingrid Bicu începe pe băncile liceului când are primul contact cu SRI. La 19 ani este angajată de Serviciul Român de Informații, iar la 26 de ani predă ca lector la Academia Națională de Informații. Și-a dat demisia din SRI la 29 de ani pentru a se angaja la Autoritatea Electorală Permanentă. În ultimul an și jumătate, ea a reprezentat România într-un for important privind promovarea democrației la nivel mondial, organism internațional din care România nu face parte încă. Europa Liberă a încercat să afle câte persoane au fost detașate în afara României de Autoritatea Electorală Permanentă și care este experiența profesională a acestora. În răspunsul oferit pentru Europa Liberă, Autoritatea Electorală Permanentă precizează că există o singură persoană, Ingrid Bicu. Autoritatea Electorală Permanentă susține că în istoricul profesional al lui Ingrid Bicu figurează faptul că între 2006 și 2016 aceasta a lucrat la Serviciul Român de Informații, Centrul Surse Deschise. Ținând cont de faptul că aceasta este născută în octombrie 86, ea nu avea încă 20 de ani în momentul angajării în SRI ca subofițer. Era în primul an de facultate. Potrivit informațiilor Europa Liberă, primul contact între Ingrid Bicu și SRI a avut loc în timpul liceului, înaintea examenului de bacalaureat. Ingrid Bicu a absolvit Facultatea de Comunicare și Relații Publice, SNSPA, în 2008, iar între octombrie 2012 și octombrie 2013 a fost lector la Academia Națională de Informații. Pe site-ul instituției se precizează că Academia Națională de Informații Mihai Viteazul este unitatea de învățământ superior militar a SRI și are ca obiectiv formarea ofițerilor de informații atât pentru Serviciul Român de Informații, cât și pentru celelalte instituții cu atribuții în domeniul siguranței naționale. Colaborarea lui Ingrid Bicu cu SRI se termină la finalul anului 2015 prin demisie. Aceasta renunță și la colaborarea cu Academia Națională de Informații, potrivit CV-ului său, în perioada octombrie 2013, final 2015, Ingrid Bicu s-a aflat în concediu după nașterea copilului, iar în 2016 a absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universității Mihail Cogălnicianu din Iași. După demisia de la SRI, Ingrid Bicu se angajează la Autoritatea Electorală Permanentă la Departamentul de Comunicare. Potrivit LinkedIn, ea a fost coordonator al Biroului Electoral pentru Cetățenii Români aflați în străinătate. A completat pe platforma LinkedIn că a condus pentru prima dată implementarea votării prin poștă pentru cetățenii români aflați în străinătate și a supravegheat procesul electoral în străinătate. În primăvara lui 2017, ea avansează și ajunge director de comunicare în cadrul Autorității Electorale Permanente. Ce părere aveți, stimați telespectatori, despre cariera fulminantă a acestei stimate, simpatice, domnișoare, doamne, Ingrid Bicu? Iată, culeasă încă de la vârsta de 19 ani, înaintea bacalaureatului de SRI de pe băncile liceului și apoi ajunsă, în timp foarte scurt, o personalitate importantă a Autorității Electorale Permanente. Ce înseamnă pentru noi acest articol, stimați telespectatori? Probabil că, prin intermediul acestui articol, SRI a vrut să le transmită românilor că iau oameni peste tot, inclusiv la Autoritatea Electorală Permanentă. Adică, așa cum bănuim mulți dintre noi,
Acum avem și o confirmare. SRI ne dă el însuși, ea însăși ca instituție confirmarea, Serviciul Român de Informații, deci ne spune că are oameni plasați peste tot și iată chiar în puncte cheie. E o informație care probabil e interesantă pentru noi, oamenii obișnuiți, ca fapt divers, dar cu siguranță ea merge și în direcții mai bine țintite, astfel încât, probabil în anumite procese de negociere, să se știe cum stă cu adevărat treaba. Dar, dragii mei, de la epidemia de nepotism și, iată, de la cariera fulminantă a doamnei Bicu, să mergem la recordurile epidemice de astăzi. Au fost noi recorduri, s-au pierdut viața 40 de persoane astăzi și au fost 1232 de persoane pozitive din 20.581 de teste. Asta înseamnă 5,99% teste pozitive. Din nou s-a discutat despre cât de necivilizați, despre cât de lipsiți de respect față de reguli sunt românii, despre felul în care românii se înghesuie, despre felul în care românii nu respectă reguli elementare de igienă, etc. Să nu uităm însă că cele mai serioase focare de infecție se află în instituții, se află acolo unde sunt plasați, poate, bătrânii, acolo unde sunt, deci, responsabile instituțiile statului. Este un fapt semnalat în mai multe feluri, de mai multe instituții, dar și oamenii simpli ajung să semnaleze aceste extraordinare scăpări din vedere ale autorității. Un tânăr a reușit chiar să se înregistreze, să facă un jurnal de pandemie în timp ce își așteaptă rezultatul la testul COVID. Și ce să vezi, DSP-ul îi trimite sau îi răspunde într-un fel de-a dreptul halucinant la telefon. Vă invit să-l urmărim, să-l vedem împreună. Bună! Direcția de Sănătate Publică Timiș își bate joc de oameni. Urmărește clipul până la capăt și o să vezi de ce. Am și dovezi în legătură cu coronavirus. Acum 3 zile am sunat la ambulanță, serviciul 112, că aveam febră foarte mare, tuse și lipsă de... nu puteam să respir cum trebuie și oboseală și cam toate simptomele care sunt mai puțin chestia cu mirosul și gustul. Mi s-a spus că va veni cineva. A doua zi a venit cineva și mi-a luat analizele pentru COVID. Mi-au vărât 2 bețe în nas, atât de tare că am strănutat 2 ore după aia și în gât, și mi s-a spus să nu ies afară din casă, să aștept un rezultat. Am întrebat cât durează rezultatul ăsta. Eu am înțeles că durează undeva la o săptămână de la cineva. Ei au spus că nu, la niciun caz. O zi, cel mult 2, depinde câte cazuri sunt. Am așteptat. Azi ar fi a treia. Da. Până la urmă, un coleg de-a meu m-a convins să sun la ei, că totuși vrem cu toții să știm rezultatul, nu? Au fost multe persoane, sunt instalator, da? Am fost la o grămadă de persoane. Vrem să știm și noi, infectat sau nu cu coronavirus. Plus că nu mă pregătisem pentru încă o tură de carantină. Frigiderul nu e chiar așa plin și nu m-am stocat cu apă și ce mai am nevoie, da? Vă spun, eu stau singur. Sunt singur în Timișoara, deci nu are cine. Un coleg mi-a sugerat să sun la Glovo, să mi-aduc acasă și nu e reclamă. Dar, bun, banii ar fi, n-ar fi o problemă. Dar dacă eu chiar sunt infectat, infectez banii ăia îi dau mai departe, infectează alte persoane, da? Nu e ok. Ce pot să fac? Stai și mor de foame în casă? Cu bani, cu tot. Dacă ieși afară, intri în pușcărie, da? Că mi s-a spus de către persoanele alea care au fost să mă testeze, doctorii ăia, să stau în casă, să nu cumva să ies afară. Bun, revenind la doctor, lăsând faptul că mor de foame în casă și plus că sursa febrei și astea încă nu s-a descoperit, da? Poate fac alte complicații. În fine. Ideea care-i?
Am sunat la ei și nu mă găsesc în baza de date, nici după nume, nici după CNP. A găsit pe cineva Gârbovan Elena. Exact același nume scria pe fișa cu care a venit doctorii la mine. Mi s-a spus că nu, păi noi căutăm pe Gârbovan Elena. Doamne, sunt Paul Gârbovean Raimond. S-a greșit cumva numele? Că eu am solicitat o testare, pentru că nu știam ce e, că simptomele cam alea. Le-am explicat la cei de la 112 și au spus că vă trimite pe dumneavoastră. Bine, am să modific. E, 3 zile mai târziu când sun, nu mă găsesc niciunde în baza de date. Și când am spus, bun, dar Gârbovan Elena aveți? Da. Bun, CNP-ul meu e acolo? Nu. Și atunci eu ce fac? Stau în casă la nesfârșit? Când o să aveți un rezultat? Ce-i de făcut? Păi când avem un rezultat vă sunăm. Păi bun, dar în baza de date mă aveți? Nu. Păi și atunci, înțelegi? Mor de nervi. Mi-au dat un număr de urgență. N-am lăsat toată istorisirea tânărului, încercatului tânăr. Cert este că astăzi cei de la hotnews.ro au sunat la DSP Timiș, dar fără niciun fel de rezultate, așa că s-au adresat Ministerului Sănătății. Contactați de reprezentanții Ministerului Sănătății, cei de la DSP Timiș l-au sunat în cele din urmă pe Paul Gârbovean și au spus într-o primă fază că trebuie să vadă ce s-a întâmplat cu testul lui, pentru că nu știu nici ce e exact. Ulterior, tânărul a fost anunțat că rezultatul testului său COVID este negativ. Paul Gârbovean așteaptă acum să primească pe mail de la DSP Timiș hârtia care dovedește că testul său COVID este negativ. Apoi se poate adresa medicului de familie sau ambulanței pentru a face investigații medicale care să arate care este cauza simptomelor pe care le are de cel puțin 5 zile și să-și trateze afecțiunea de care suferă. Impresia mea este că cei de la DSP Timiș s-au spălat pe mâini. Au zis, domnule, ai negativ, calmează-te, liniștește-te, ai acolo niște simptome, cior fi ele, ai făcut, te-a tras curentul, ca să ne lămurim, dar ești negativ pe COVID, nu ne mai interesează, nu ne mai băgăm. Eu sunt curios dacă va apărea această dovadă a testării lui Paul Gârbovean. Dar, pentru că vorbim despre DSP, iată, citim mai departe, că se promit sporuri de 40% pentru directorii DSP-urilor și de 30% pentru funcționari în timpul stării de alertă. Guvernul intenționează să aloce pe perioada stării de alertă sporuri în valoare de 40% din salariul de bază directorilor executivi și directorilor executivi adjuncți ai direcțiilor de sănătate publică, precum și sporuri de 30% din salariul de bază funcționarilor publici încadrați în serviciul de control în sănătate publică, prevede un proiect de ordonanță de urgență elaborat de executiv. Ceea ce e foarte interesant, pentru că DSP-ul pare să fie instituția cea mai inaptă în toată această perioadă. Nimeni nu răspunde, se încurcă testele, nimeni nu știe ce are de făcut, nu există modalități clare de a urmări, cum se spune, un bolnav și pe cei cu care acesta a intrat în contact. Așadar, DSP-ul pare să încurce mai mult decât să descurce situația. Dar în aceste condiții, iată de ce nu salarii cu 40-30% mai mari pentru directorii unor instituții care habar n-au pe ce planetă se află. Guvernul își motivează decizia de a acorda aceste sporuri în nota de fundamentare a proiectului de ordonanță de urgență prin faptul că în perioada stării de alertă se dispun noi activități pe care trebuie să le desfășoare direcțiile de sănătate publică în situații de risc epidemiologic și biologic, sens în care personalul direcțiilor de sănătate publică are instituite și alte obligații prin care numerăm asigurarea triajului epidemiologic, etc. Decizia guvernului de a aloca sporuri de 40% conducerii DSP-urilor vine într-un moment în care scandalurile legate de ineficiența direcțiilor de sănătate publică în timpul epidemiei de COVID-19 se țin lanț. De partea cealaltă, DSP-urile se plâng de faptul că anchetele epidemiologice ar presupune un volum mare de muncă și de faptul că personalul ar fi insuficient. De precizat că DSP nu efectuează singure anchete epidemiologice, ci efectuează în special telefonic triajul pacienților care se încadrează în definiția de caz și trebuie testați. Mai departe, pentru testarea pacienților, DSP beneficiază de sprijinul serviciului de ambulanță, iar prelucrarea testelor se face de către laboratoare specializate. Deci ce face DSP-ul propriu-zis? Dă telefoane sau nici măcar asta nu poate să facă? Răspunde la telefoane? Nici asta nu poate să facă? Mi se pare o situație realmente scandaloasă și cu atât mai scandalos guvernul care le promite 40% creșteri salariale directorilor. Și asta ne face să venim la un articol
destul de, nici nu știu cum să-i spun, hai să-i spunem doar răutăcios, despre șefa DSP Constanța, operator calculator cu o facultate privată terminată la 36 de ani la distanță, un articol de pe newsweek.ro, un articol scris de Petre Bădică, din care vă citez. Directorul DSP din Constanța a terminat o facultate pe care Ministerul Educației o consideră lipsită de încredere. Schipor Cristina Mihaela conduce DSP Constanța din 2014, pe când executivul era condus de Victor Ponta. Aceasta se află și acum la conducerea instituției, după cum putem citi pe site-ul dspct.ro, un site care se află în lucru. Direcțiile de sănătate publică au fost criticate de premierul Orban, care a spus că acestea sunt în moarte clinică, desigur însă guvernul se pare vrea să le reanimeze un pic cu aceste creșteri salariale. Școala și experiența nu îndreptățesc pe Mihaela Schipor să ocupe poziția de director DSP. Schipor a terminat liceul industrial numărul 8, actualul grup școlar de industrie alimentară. Asta, desigur, e o exagerare a celui care scrie articolul. De ce asta ar fi prea puțin? Între 98 și 2004, timp de 6 ani, a urmat Facultatea de Finanțe, Contabilitate și Informatică la Universitatea Privată Ateneum din București. N-am auzit de această universitate, auzim, sunt sigur că și dumneavoastră, cu această ocazie. Avea 36 de absolvire, universitatea a fost pusă în categoria a patra, ultima în clasificarea universităților pe baza legii educației din 2011, adică este o universitate mai degrabă pe cale de desființare. Universitatea nu dispune și nu a dispus de cadre didactice care să asigure acoperirea activităților prevăzute în disciplinele din planurile de învățământ ale programelor de studii din structura universității. Mihaela Schipor nu doar că a terminat o facultate extrem de slabă, care nu se bucură de nicio încredere din partea Ministerului Educației, cursurile Facultății de Finanțe a Universității Ateneum București au fost urmate de Schipor în timp ce muncea cu normă întreagă la Spitalul Clinic Județean Constanța ca operator mini-calculator. În timp ce introducea date în computer la Constanța, asta s-a întâmplat timp de 19 ani, Schipor urma cursuri la distanță la București, între cele două orașe sunt 250 de kilometri. Mulțumim cei de la newsweek.ro pentru această specificare. Asta, desigur, nu o face pe doamna Schipor mai puțin competentă. Ce dacă a făcut cursuri de la distanță? Ce dacă facultatea era mai amărâtă și este mai amărâtă? Doamna Schipor a făcut eforturi să-și depășească totuși condiția și să facă ceva mai mult în această viață decât să bage date într-un calculator. Apoi doamna a promovat economist serviciul financiar, inspector la Direcția de Sănătate Publică Constanța, director executiv adjunct economic. Din 2014 este director al DSP Constanța. Desigur, e o întrebare, pentru că sunt atât de mulți oameni competenți. Adică, nu ne îndoim de competența doamnei Schipor. Are vechime în câmpul muncii, nu contează în ce sector al câmpului muncii. O doamnă care a avut ambiție, care a făcut facultatea cum a putut, în timp ce avea serviciul la distanță. Numai că această promovare rapidă, această funcție pe care o ocupă, parcă realmente nu se potrivește cu profilul domniei sale. E plin de oameni competenți, care au făcut facultatea la zi, mai aproape, care cu siguranță au fost mai aplecați asupra studiului. Ce are doamna Schipor și n-au ceilalți? De ce doar ea sau de ce tocmai ea? Și sunt sigur că această situație se reproduce în multe instituții ale statului, în DSP, doar un exemplu. Acum, nu-i facem un proces de intenție doamnei Schipor, așa cum face acest articol pe care vi l-am citat, dar cu siguranță semne de întrebare sunt ridicate. Și avem tot dreptul, stimați concetățeni, să ne întrebăm dacă nu cumva această situație contribuie și ea la, nici nu știu cum să-i spun, la prostul mers al unui sistem întreg, de fapt al unei țări întregi. Am vorbit mai devreme despre odraslele oamenilor importanți, acum iată vorbim și despre felul în care oameni care par să nu aibă suficientă pregătire, suficientă competență, ajung în posturi atât de importante. Așadar, pentru doamna Schipor și pentru toți directorii DSP-urilor, instituții aflate în criză, în moarte clinică, așa cum o spune chiar premierul Orban, pentru toți aceștia, guvernul pregătește prin ordonanță de urgență creșteri salariale de 40%. O fi bine, o fi rău, spuneți dumneavoastră, stimați telespectatori, pentru că aveți un telefon la îndemână, 0341 40 2233, puteți suna, vă puteți exprima și
Mergem de la DSP Constanța direct în Italia, unde s-a făcut un studiu foarte interesant, ale cărui rezultate au ajuns și la noi. De 6 ori mai mulți italieni au dezvoltat anticorpi la coronavirus decât numărul cazurilor de infectare raportate. Asta înseamnă, sau putem presupune că înseamnă, că de 6 ori mai mulți italieni au avut coronavirus fără să știe, fără să aibă habar. Numărul infectărilor cu noul coronavirus în Italia ar fi putut sau ar putea fi de 6 ori mai mare decât s-a raportat în mod oficial, potrivit unui studiu ale cărui rezultate au fost publicate astăzi. Studiul realizat de autoritățile sanitare și de biroul de statistică ISTAT a descoperit că 1,5 milioane de persoane, reprezentând 2,5% din populația Italiei, ar fi putut dezvolta anticorpi împotriva noului coronavirus, a raportat agenția de presă italiană ANSA. Rezultatul se bazează pe teste realizate pe 64.660 de persoane care au fost alese pentru a forma un eșantion reprezentativ între 15 mai și 15 iulie. Potrivit datelor publicate de Johns Hopkins University din Statele Unite, doar 248.000 de oameni au fost infectați cu noul coronavirus în Italia, dintre care 35.000 au murit. După vârful epidemiei din luna martie, numărul cazurilor noi depistate în fiecare săptămână a scăzut drastic în Italia. Același studiu arată și că există diferențe mari între regiunile Italiei în ceea ce privește existența anticorpilor. În Lombardia, regiunea din nordul țării, care a fost unul dintre epicentrele primului val al epidemiei, 7,5% din populație prezintă anticorpi, în timp ce în sudul Italiei acest procent este mai mic, de 1%, ceea ce ne arată că în nordul Italiei a fost mult mai răspândit virusul, atât de răspândit încât mulți dintre cei care l-au avut nici n-au știut că sunt infectați. Iar, desigur, în sud, acolo unde a fost și un număr mai mic de cazuri de infectare, au fost mai puțin infectați și din cei care au purtat virusul cu inocență, fără să aibă habar că o fac. Astea sunt niște cifre, îndrăznesc să spun, optimiste, care ne arată că acea imunizare de masă s-ar putea să fie mai serioasă, mai implementată deja decât ne-am imaginat. Poate că peste tot, inclusiv în România, se petrece chiar în aceste momente această imunizare de masă. Poate că aceste cifre despre care se tot discută, cifre care parcă ne sperie, deși nu este cazul și veți vedea imediat după pauză, poate că aceste cifre arată că în aceste momente în România, vrem nu vrem, se produce această imunizare de masă și acest val al doilea sau primul care continuă va trece fără să lase urme prea serioase, fără să ne traumatizeze, fără să ne omoare, așa cum suntem parcă amenințați în permanență. Dragii mei, luăm o scurtă pauză, revenim foarte repede. Și veștile bune, stimați telespectatori, Emilian Popovici, vicepreședintele Societății Române de Epidemiologie, a declarat că în pofida bilanțurilor zilnice ale epidemiei, care par îngrijorătoare, în România epidemia a intrat în etapă de scădere progresivă. El a argumentat cu cifrele care arată scăderea numărului bazal de reproducere, adică dacă în 10 iulie era 1,21, în prezent a scăzut sub 1 pentru prima dată de la sfârșitul lunii mai. Din cauza infecțiilor cu coronavirus au murit 48 de pacienți, cele mai multe decese într-o singură zi de la debutul pandemiei. La terapie intensivă sunt internați 436 de pacienți. Totuși, Emil Popovici a explicat că epidemia este în scădere progresivă și că modul în care va evolua ține de responsabilitatea și de respectarea regulilor. Suntem într-o evoluție a epidemiei pe care o parcurgem în funcție de ceea ce facem, de reacția la recomandări. Pe lângă aceste cifre nedorite, spune domnul Popovici, pot da o veste de speranță de mai bine: numărul bazal de reproducere, dacă este peste 1, epidemia e în creștere, dacă este sub 1, este în scădere. Datele arată că în 28 iulie acest număr bazal a ajuns la 1, în 29 iulie a ajuns la 0,99, în 30 iulie a scăzut la 0,96, Am plecat de la 1,21 în 10 iulie, deci este o scădere progresivă și constantă și ne arată că dacă se respectă modelele statistice, am intrat pentru prima dată din luna mai într-o epidemie în scădere. Ce se înregistrează la nivelul numărului nou de infectați ține de numărul de teste efectuate. La terapie intensivă și la decese, aceste cifre vin din ce s-a acumulat până acum.
evoluția epidemiei nu este una chiar atât de nefavorabilă sub aspectul numărului bazal de reproducere. Numărul bazal arată câte persoane infectează un infectat. Arată că epidemia scade, depinde ce vor face oamenii în continuare. Știm care e ciclul unei epidemii, se repetă cu strictețe anual, dar la acest COVID nu știm evoluția, putem doar face presupuneri pe baze științifice. După ce vom parcurge un ciclu întreg pe pământ al evoluției, asta probabil înseamnă un an, vom putea aprecia pentru anii care vin revenirile, care cu siguranță vor fi în fiecare an, adică acest SARS-CoV-2 are toate șansele să se transforme într-un virus gripal obișnuit, să intre, cu alte cuvinte, să facă pace cu sistemul nostru imunitar și să fie acolo acceptat, liniștit, ținut sub control cu un vaccin, așa cum se și întâmplă în aceste zile virusul gripal. Și mergem mai departe, stimați telespectatori, a fost ședință la PSD, ne scrie focuspress.ro. Mai mulți viceprimari și consilieri au fost excluși din partid. Nu vă așteptați la cine știe ce scandal. Aflați imediat. Așadar, PSD Constanța s-a întrunit astăzi în ședință pentru validarea candidaților la primăriile din județ. O decizie interesantă este legată de excluderea unor membri pentru neimplicare, după cum urmează. Martinescu Gheorghe, viceprimar organizația locală Pantelimon. Vancea Mihai și Dumitru Eugen, viceprimar, respectiv consilier local de la organizația locală Cuza Vodă. Niță Marius Daniel și Niță Luminița, viceprimar, care a anunțat că va candida pentru primăria Gigea din partea PER, respectiv consilier județean de la organizația locală Gigea, Ghenea Laura, consilier local, organizația locală Eforie și, cei mai interesant, Mirela Matichescu, administratorul județului Constanța, pierde funcția de conducere din biroul permanent județean al PSD Constanța. Din câte se pare, aceasta a refuzat să candideze pentru primăria Valului Traian, așa cum îi solicita partidul. Nu s-a dus doamna Matichescu acolo la țară să-și piardă timpul și pentru asta, iată, a fost sancționată. Dacă în PSD au fost valuri mici, să știți că pe litoral sunt valuri mari. Astăzi a fost arborat drapelul, steagul roșu, care îi avertizează pe turiști să nu se apropie de apă, deoarece se pot înneca. Dar, după cum știm, asta nu se întâmplă de fiecare dată. De multe ori, oamenii nu țin cont de recomandările salvamarilor și se aruncă în valuri cu toată încrederea. O încredere, desigur, pe care ei înșiși o trădează. Avem un exemplu, veți vedea imediat și imagini, cu un domn care, în stare de ebrietate, s-a dus în apă și iată acum se face acolo un adevărat lanț uman pentru ca domnul ebrietat să poată fi scos din valurile furioase. Marea nu pare atât de teribil de furioasă, dar curenții marini pot fi înșelători și mai ales dacă ai și băut câteva beri înainte, pot să devină chiar letali. Așadar, noi vedem acolo eforturile salvamarilor care îl împing spre mal pe cetățeanul turmentat. Salvamarii obosesc și ei la un moment dat, astfel încât cetățenii, turiștii de pe mal, fac un lanț uman și îi ajută pe cei aflați în pericol. Salvamarii sunt și ei oameni, se expun pericolului și sperăm să nu aflăm, să nu vedem cazuri de oameni care se neacă încercând să salveze cetățeni turmentați. Din fericire, domnul care s-a aventurat a fost salvat, a fost scos pe mal, este în afara oricărui pericol. Sperăm că soția domniei sale îi va aplica o corecție necesară și nu-l va mai lăsa să intre altă dată în mare după ce a consumat băuturi alcoolice. De asemenea, militarii de la ISU Dobrogea au intervenit astăzi după amiază în Eforie Nord, după ce au primit un apel de ajutor. O embarcațiune cu 7 membri la bord se afla în derivă. A intervenit embarcațiunea de la punctul de salvare acvatic pentru a trage la mal o embarcațiune în pericol de răsturnare din cauza vântului puternic. Din fericire, colegii au reușit să repoziționeze barca și să salveze cele 7 persoane aflate pe ea, fiind scoase în siguranță la mal, a declarat Ana Maria Stoica, purtător de cuvânt al ISU Dobrogea. Câți turiști urmăresc această emisiune, stimați telespectatori, dar dacă urmăresc, le urăm și pe această cale să fie foarte atenți, să nu intre în mare dacă sunt valuri, dacă bate vântul și mai ales dacă salvamarii arborează steagul roșu de pericol.
Vedeți acolo câteva imagini de la încercarea reușită a celor de la ISU de a repoziționa embarcațiunea și de a-i salva pe cei 7 sărmani ajunși, iată, acolo unde n-ar fi trebuit să fie. Nu sunt imagini, din perspectiva asta, nu sunt imagini dramatice, cum se spune de obicei la televizor, dar cu siguranță situația este una de asemenea natură. De pe mal este întotdeauna parcă mai simplu. Da, mulțumesc frumos, le mulțumesc frumos colegilor mei care au fost atât de prompt și de drăguți și au livrat aceste imagini. Mergem mai departe de la valurile din PSD, la valurile din eforie și acum iată la gunoiul de pe malul lacului. Angajații unui magazin din zona Mamaia, sat, au aruncat toate deșeurile provenite în urma activității pe care o desfășoară pe un teren viran de pe malul lacului Siutghiol, scrie ct100.ro. Printre gunoaiele aruncate se numărau și o serie de documente ale unității de alimentație publică, fapt ce a dus rapid la identificarea făptașilor. Au găsit probabil niște bonuri pe acolo și uite așa i-au prins pe făptași. Polițiștii locali l-au sancționat contravențional, conform legii numărul 211/2011, pe administratorul societății cu amendă în valoare de 40.000 de lei. De asemenea, agenții au dispus și sancțiunea complementară de ridicarea deșeurilor, curățarea terenului și eliminarea corespunzătoare a gunoiului conform legislației în vigoare. Cred că e o amendă potrivită, o amendă bună și probabil că acest tip de amendă ar trebui să fie mai frecventă, dată cu mai multă promptitudine, astfel încât amărâții ăștia care profită de, nici nu știu de ce, de neatenția autorităților, să nu își mai permită să ne îmbolnăvească pe toți, propriu-zis, și așa Constanța, un oraș sufocat de gunoaie, un oraș în care parcă gunoi ridicat de mafia siciliană și nu de o firmă respectabilă Polaris. Dar, stimați telespectatori, pentru că vorbim despre ilegalități, despre ce se mai întâmplă în România, despre felul în care se mai fură, despre felul în care se încalcă legea, haideți să vedem mai departe o primă parte dintr-un documentar proaspăt realizat de Recorder.ro. E vorba despre mafia lemnului. Recorder s-a dus după mafia lemnului și în felul acesta putem vedea și noi cam ce se mai întâmplă la nivel înalt, acolo unde se fură pe rupte. Să nu consemnezi neregulile constatate pe teren. M-a lovit cu pumnul, m-a strâns sigur. S-a ridicat de acolo nervos, s-a apucat și a dat lovit ușa cu pumnul și cu capul, s-a lovit de ușa. Crezi că el s-a lovit cu capul, așa? Mai multe detalii la alcool, că nu știu. Asta e semnătura dumneavoastră? Da. Avem informație că acest act este falsificat. Poate fi o greșeală, nu un fals. Puteți interpreta cum vreți dumneavoastră, dar poate fi și o greșeală, da. Nu sunt scăpări, sunt greșeli intenționate. Este procurare ilicită de acte pentru transport de material lemnos. Am înțeles că există o tehnică, să faci rost de acte. Probabil, nu știu din ața dumneavoastră, dar eu nu știu așa ceva. Dumneavoastră nu faci. Nu. Am oameni, am o firmă, am niște utilaje investite. Ce fac că le dau la prieteni? Este dumneavoastră, dați dumneavoastră o idee. Tot să fiu ca dumneavoastră să filmez, să fac rău, să știți. Mi s-a recomandat să mă dau deoparte. Deci e vorba de, să zic, oameni care actualmente sunt la putere. Din moment ce se cere treaba asta, înseamnă că politicul are interes în administrarea silvică. Ce interes? Munții Gurghiului, județul Mureș. Ne aflăm într-o arie protejată în care orice arbore doborât poate pune în pericol ecosisteme formate în mii de ani și ocrotite de legile europene. În ultimele 6 luni am primit informații că aici au loc tăieri ilegale. Am mers de mai multe ori în această zonă să verificăm ce fel de lemn iese din pădure. La începutul documentării, timp de mai multe zile, am monitorizat dintr-o mașină toate transporturile de lemn care ieșeau din pădurile administrate de ocolul silvic Gurghiu.
Încă din prima noapte am surprins câteva camionete care, conform aplicației de monitorizare a transporturilor de lemn, nu aveau acte. Echipajele de poliție care patrulau pe același drum au observat în acele zile o singură mașină suspectă, a noastră. De seara. Nici o cază. Poftim? Nici o cază. Nici o cază. Sunt care sunt comun. Unde lucrezi? Sunt jurnalist. De ce? Jurnalist unde? Din Corga. Așa, de care e și ce e la Nicos? E un site. Nu sunt. Ce fac aia? Bun. Și nu ar prezența noastră a început să atragă tot mai mult atenția, așa că la următoarea deplasare în zonă am jucat rolul turiștilor aflați în campingul de la marginea pădurii. Și aici este cortul unde vom sta la pândă. Timp de 3 zile am monitorizat toate transporturile de lemn. Am verificat numerele de înmatriculare ale fiecărui camion în Sumal, baza de date actualizată în timp real, unde statul român obligă toți transportatorii de lemn să declare orice încărcătură. La prima vedere, toate camioanele de mare tonaj transportau lemn în mod legal, însă monitorizarea noastră, întinsă pe mai multe zile, a scos la iveală mai multe metode prin care firmele din zonă fentează radarul statului. Prima metodă este supraîncărcarea. Potrivit legii, fiecare firmă care transportă o cantitate de lemn este obligată înainte de plecare să înregistreze încărcătura în sistemul electronic al statului. În mod automat, sistemul eliberează un aviz cu cantitatea și tipul de lemn. Acest aviz îi permite camionului să circule în mod legal. Metoda supraîncărcării înseamnă că pe lângă lemnul legal pe care are dreptul să-l ia din pădure, camionul este încărcat cu o cantitate mai mare decât cea trecută în aviz. Acesta este lemn ilegal. La ora la care a fost surprins de camerele noastre, acest camion încărcat până la refuz a înregistrat în sistemul electronic un transport de numai 9 metri cubi de lemn pe remorca din față și 6 metri cubi pe cea din spate. Am consultat mai mulți silvicultori cu experiență și toți au estimat o cantitate reală totală de 3 ori mai mare. De altfel, avizele aceluiași camion figurează în alte zile cu încărcături de 18 și 24 de metri cubi. A doua metodă de monitorizare a noastră este cea a transportului multiplu. Un camion care transportă lemn în mod legal obține un aviz și pentru distanțe de până la 50 de kilometri are la dispoziție 6 ore pentru a duce încărcătura la destinație. De cele mai multe ori, acest drum durează mai puțin de o oră, așa că o firmă care vrea să scoată din pădure lemn ilegal are la dispoziție timp suficient pentru a mai face încă un transport în baza avizului deja obținut. Același camion verde pe care l-am filmat supraîncărcat a obținut un aviz la ora 13 și 39 de minute. În aceea zi, la ora 19 și 12 minute, l-a mai filmat încă o dată, făcând un alt transport pentru care nu avea aviz. 94 DAP și 19 DAP au trecut la ora 19 și 12 minute. E o practică folosită intens de firmele din zonă. Am mai surprins și alte camioane care făceau transporturi multiple folosind un singur aviz. Există vreo șansă ca acest camion să fi circulat pe drum public vreodată fără aviz? Încărcat? Nu? Cumva în martie, ați transportat vreodată în martie lemn cu acest camion fără aviz? Sigur? 100%. Deci fără aviz, dar cum să merg la aviz? Te oprește poliția. A făcut poze cu telefonul în momentul în care circulați pe drum fără aviz. Aici sunt șmecherii de la voi. Cum? Sunt șmecherii de la voi, nu trebuie de-a făcut. Nu? Dați-mi o dovadă. Mă așteptați? Haideți, stați așa să vă arăt. Acesta e camionul dumneavoastră, da? Da, cred că. Și nu am fost aviz pe el. Deci pentru data de 17 a 3 ora 8:40 nu aveți aviz. Nu cred. Nu credeți? Ia deci uitați. Nu a fost aviz în ziua pe el. N-a fost aviz pe el. Așa a spus voi pauza. Păi de ce am face asta? Petru Todoran este patronul firmei Petricris SRL și consideră că cei care dețin firme de exploatare a lemnului ar trebui lăsați să-și vadă de afaceri fără să mai fie persecutați. Văd că ăsta e scopul până la urmă, ca pădurile României să nu se mai exploateze, dar să ne ducem în Germania. Am oameni, nu? Am o firmă, am niște utilaje investite. Ce fac, că le dau la fierbe?
să mă duc în Germania? Nu știu ce să fac. Puneți-mi dumneavoastră, dați-mi dumneavoastră o idee. Păi nu, nu e o idee să închizi firma. Eu să viu ca dumneavoastră să filmez, să fac rău, să știu să fac. Păi de ce, noi facem rău? Păi nu, mă gândesc așa, să știu să fac. Păi, interesul nostru e ca lucrurile să meargă legal în țara asta. Știu, greșim, știu. Greșim. Și noi suntem de mine că merg lucrurile așa. Am continuat documentarea în Codrii din Mureș pentru a înțelege de unde provine lemnul scos din pădure fără aviz. Aveam să aflăm că firmele de exploatare a lemnului găsesc metode de fentare a legii nu doar pentru transport, ci și pentru tăiere. Am intrat într-o parcelă în care o firmă din zona a cumpărat dreptul de a exploata în mod legal arbori de dimensiuni mici. Sunt tăieri pe care normele silvice le consideră obligatorii pentru ca arborii de valoare din prejur să capete rezistență. În parcela pentru care termenul de exploatare era deja încheiat, am găsit cu totul altceva. Arborii din documente, despre care se spune că au fost transportați, sunt la fața locului și netăiați. După cum se vede, sunt arbori subțiri, de calitate foarte slabă. Și acum n-ai cum să nu te întrebi ce fel de arbori au fost transportați în locul lor. Sursele noastre ne-au dezvăluit că misterul arborilor netăiați ascunde o metodă de furt pe care cei implicați au botezat-o metoda răriturii. Pădurea are reguli clare după care trebuie îngrijită, iar cea mai importantă lucrare silvică este curățarea codrului de arborii slab dezvoltați pentru a le face loc să se dezvolte celor viguroși. Ocoalele silvice scot la licitație aceste lucrări de curățare, iar firmele câștigătoare au dreptul să taie arborii subțiri și să-i valorifice. În realitate, firmele nu se mulțumesc cu lemn subțire și de slabă calitate, așa că de multe ori lasă acești arbori neatinși, iar în contul lor scot ilegal din păduri arbori groși de cea mai bună calitate. O asemenea pădure exploatată abuziv și văduvită de arborii viguroși își pierde rezistența în fața vântului. De altfel, în pădurile ocolului Silvii Gurghiu, anul acesta, într-o singură zi, vântul a culcat la pământ în jur de 150.000 de arbori. Am luat la pas mai multe parcele alături de Horea Petrehuș, un cercetător bun cunoscător al pădurilor din zonă. O să vă arăt aici câțiva arbori care trebuiau scoși și nu sunt scoși, cu toate că în documentele aferente ei apar transportați. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, doar în perimetrul ăsta. Lemnul apare transportat de către firma care a licitat aici, în timp ce el este pe picior. Vrem să știm de unde este lemnul care a fost transportat de către firme. Care ar putea fi miza? Genul ăsta de practici mie îmi arată că firmele care au exploatat aici au făcut rost de acte pentru a transporta material lemnos din alte parte, de unde nu au voie. Cu alte cuvinte, este procurare ilicită de acte pentru transport de material lemnos. O astfel de metodă ar fi imposibil de pus în practică fără complicitatea silvicultorilor care administrează aceste parcele. În urmă cu câteva luni, ei au trecut în documente faptul că în parcelele vizitate de noi, arborii marcați au fost extrași din pădure conform planului de rărituri. Asta deși în teren lucrurile arată cu totul altfel. Pădurarul a trebuit să vină aici și să constate lucrările făcute de firmă. Acum eu observ că foarte mulți arbori care trebuia scoși de aici nu sunt scoși. Întrebarea este aceeași. De unde provine materialul lemnos transportat în acte, când materialul lemnos corespunzător acestei zone, foarte mult din el este pe picior? Putea să fie această operațiune făcută fără știrea celor de la ocolul Silvic? Nu. De ce? Pentru că asta este treaba pădurarului. El vine în teren, are caiet de inventariere, verifică stadiul lucrărilor pe care le face firma, la reprimirea parchetului trebuie să vină să vadă că totul este conform cu legea. Ori aici avem ilegalități grave. L-am confruntat pe unul dintre pădurarii responsabili. N-ați văzut că sunt arbori netăiați? Am eu crăpatele făcute. Puțin ați văzut? Era stratul de zăpadă și... N-ați văzut că sunt atâtea lăsate? Mai multe detalii nu vă pot da acum. Am înțeles. Mai multe detalii la ocol, că nu știu. Un alt indiciu al complicității silvicultorilor locali vine din întocmirea documentelor de inventariere a arborilor și de pregătirea licitației.
Pădurarul care a inventariat parcela a trecut în acte un număr de 12.630 arbori care se încadrează în lucrările de rărituri, adică arbori subțiri. Când a pregătit licitația, ocolul Silvi Gurghiu a întocmit un alt document pe care figurează numai 2.630 de arbori, dar cu un volum de 5 ori mai mare. Cu alte cuvinte, deși în parcelă se găseau mulți arbori subțiri, firma câștigătoare putea justifica transportul unor arbori de grosimi mult mai mari. Asta e semnătura dumneavoastră? Da. Avem informație că acest act este falsificat. Cum de a ajuns semnătura dumneavoastră aici? Știți de prezența știți de acest APV? Prima dată pentru un interviu, vă rog frumos să spuneți întrebările și... Deci am pus întrebarea. E semnătura dumneavoastră aici? Da, e semnătura mea. Dumneavoastră ați semnat acest APV? L-ați aprobat? Aveți o copie după un APV? Discutăm imediat. Vă rog, așteptați 2 minute. Poate un arbore cu aceste dimensiuni să aibă volumul de 0,5 metri? Poate fi o greșeală, nu un fals. Puteți interpreta cum vreți dumneavoastră, poate fi și o greșeală, da. Deci o nu greșeală. Faceți... O greșeală? Unde e greșeala? Unde ați spus greșeala? Greșeala este... La? La numărul de fire, la numărul de arbori. Adică? La rășinoase trebuia să fie 12.630 de arbori. La preluare APV calculat, persoana care a introdus datele a omis un 1. A omis. Deci nu... Și dumneavoastră ați aprobat această omisiune? Da. De ce? Din eroare. Nu este doar o singură eroare. Toți acești indicatori de grosime au fost modificați față de documentul inițial care reflectă ce se găsește cu adevărat la fața locului. Firma care a beneficiat de eroarea silvicultorilor este Darion SRL. Amintiți-vă de camioanele verzi pe care le-am surprins la începutul materialului, cu transporturi multiple și cu încărcături mai mari decât cele trecute în aviz. Sunt ale aceleiași firme. Anul trecut, la un singur control, Garda Forestieră a descoperit în depozitele Darion SRL aproape 500 de metri cub de lemn fără proveniență, echivalentul la 20 de camioane. A mers la sediul firmei din dorința de a afla și punctul lor de vedere, dar porțile erau ferecate în mijlocul zilei. Pentru restul poveștii, dragi telespectatori, mâine, când vedem partea a doua a reportajului Recorder și la finalul acestei ediții în centrul atenției, să vă spunem că se redeschide urmărirea penală împotriva șefilor din jandarmerie care au coordonat represiunea violentă din 10 august 2018, O veste bună, pentru că deja vedeam închizându-se acest dosar fără ca cei responsabili să dea cu adevărat socoteală. Dar despre asta cu siguranță vom mai discuta în zilele ce urmează. Sunt Bogdan Papacostea, vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem mâine la ora 20. Până atunci, rămâneți cu Dobrogea TV. Cele bune, seară frumoasă!